dimineața, internet, ce faceți? Astăzi vom face un nou vlog, suntem aici cu Bebe. Astăzi vizităm din nou, suntem în cetatea din Alba Iulia, este foarte, foarte mare. Astăzi încerc să vă arăt o părticică din ea. Vin destul de des aici, de când m-am mutat în Alba Iulia de aproximativ 2 luni de zile. Nu prea mi-au ieșit astăzi liniile de tuș egale, dar e ok. Asta e mai ciudată, stă așa puțin în vânt, asta e perfectă. Ce serios. Vă pupăm și revenim. Haideți să mergem să vă arăt o mică parte din această cetate care chiar este foarte, foarte frumoasă și oricum Alba Iulia este un oraș plin de istorie. Ce bărbat frumos am. Nu știu de l-am găsit. Ia uitați ce frumos e bărbatul ăsta la meu. Pe TikTok. Ne-am lăsat mașina pe aici pe undeva. Aici puteți să vă achiziționați brelocuri, jucării, linguri, ceva semnificativ. E puțină lume, din păcate, nu e chiar atât de aglomerat. În zilele celelalte era destul de aglomerat când nu era situația asta. Puteți să vă luați chiurtoși, boboși, vată pe băț. Acum câteva seri mi-am luat și vată pe băț, m-am simțit fix ca un copil. Puteți călării. Da, hai că ne urcăm pe statuie dacă e. Avem aici statuia lui Mihai Viteazu. Foarte tare, câțiva oameni la terasă, probabil sunt vaccinați de au voie. Aici magneți și statuile astea sunt foarte drăguțe la vizitiu. Terasa asta mi se pare cea mai tare, sincer. Scaunele au forma unor butoaie, la fel și mesele. Foarte tare. Avem aici un băiat, își caută o iubită, contactați-mă pentru mai multe detalii. Acolo este universitatea, unde este și Bebe de altfel înscris. Alte statui foarte drăguțe. Cred că asta mi-a plăcut de prima dată când am venit. E și o doamnă cu niște flori, dar am trecut, vă arăt când ne întoarcem. Sunt foarte, foarte mișto, mie îmi plac. Pe aici este una dintre intrări. De fapt, e poarta cea mai mare. Încă o statuie. Foarte cute. Cineva și-a uitat dinozaurul aici. Ce drăguț e. Nu știu cât de grand e Valentina. Da. Poți să facem o poză? Sigur. Zidurile astea din cărămidă sunt fenomenale. Nu cred că mai există cineva care ar putea să le facă în 2021, respectiv 2022, să construiască ceva de genul. Niciodată. Parcă ar fi o sirenă.
mini-tunel. Aici este locul unde am făcut noi primele noastre poze. Kids Space. Rezervat așa este prima noastră poze. Ar fi fost frumos dacă era curățat, dar din păcate, ia uitați ce urât arată, sunt și părți mai proaste, dar na, cum nu există pădure fără uscături, așa și cu locurile astea, ar trebui mai mult investit în ceea ce ne-au lăsat strămoșii noștri, că nu se mai fac altele cu siguranță. Un loc foarte frumos de făcut poze de altfel. Verde, bine, noi când am fost vara era și mai frumos, dar și acum este destul de ok. Podul pe care am trecut. Te dor picioarele, bebe? Deloc. Facem puțin sport. Cine are cel mai frumos jawline din lume? Vlad? Da. Nu mi-ar fi dat și mie Dumnezeu jawline, așa. A trebuit să merg la Swiss să mi-l fac. Și nici nu l-am perfect. Avem și un restaurant acolo în față, restaurantul cetății. N-am mers niciodată să bem ceva acolo sau să mâncăm, dar vom merge. Momentan nu putem să mergem pentru că certificat verde. Aici avem niște pești. Ia uitați-vă. De mare este acesta. Și pe toată porțiunea aceasta sunt pești. Și mai mici, și mai mari, dar cred că aceia sunt cei mai mari. Pe mine deja mă dor picioarele. Și nu cred că am parcurs nici măcar jumătatea de drum. Chiar e foarte frumoasă societatea asta. A început nu prea m-a dat pe mine pe spate, sincer vorbind. Dar acum cred că m-am văzut și cu Iași. Oricum e destul de mare, ai unde să te plimbi, unde să faci poze. Cu diferite cadre. O portiță care nu știu unde duce, dar e închisă. A, cred că duce pe partea cealaltă. Milioane, da, milioane de cărămizi. Cine ar mai construi așa ceva în zilele noastre? Nimeni. Căpucii ăștia sare drăguți, așa galbeni. Și copacelul ăsta mai mare, foarte drăguț. Foarte drăguț. V-am iubit. Pentru alte detalii, contactați-o. Frumoasă, iubita. Mai vreau una. Frumos, mă apuc și eu de vlog. Ia, ia, ia. Oh, frumos. Senzație. Bineînțeles, dacă doriți să nu mergeți pe jos, puteți să călătoriți cu acel microbus care face turul cetății. Am ajuns într-o altă parte. Bineînțeles că mai e mult de mers. Știți ce este aceasta? Bate vântul, nu știu dacă se aude. Este o omidă. Sunt niște mini-tunele ca să nu mai ocolim atât prin toată cetatea, să ieși undeva la suprafață. Și am ieșit aproape în parcare. Thank you.
Aceasta este o altă poartă, o altă intrare. Suntem în curtea bisericii, am aprins câteva lumânări și acum mergem spre casă. Este foarte frumoasă și foarte îngrijită.